Am revenit în direct și suntem cu Răzvan Conețeanu. Ne-am lungit în prima parte cu... Ne-am lungit, dar ăsta e un subiect, cred că e cel mai important subiect al ultimelor ultimei luni, dacă vrei, pentru că este o manipulare în masă a poporului român cu 3 milioane și jumătate de semnături și cu un parlament paralizat de frică, de frica unor semnături care au fost luate prin păcăleală. Și atunci, într-un asemenea fenomen care implică, nu știu, poate 30% din populația României, populația activă, vorbesc așa, asta este, în, în teamă, mea, este un subiect uh, devastator și, 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 o ecuație fără soluție pentru PSD. Da, de acord. N-au soluții, Grigore. Va de fi de în următoarea, zins. în următoarea perioadă, vor încerca să o amâne, să o amâne, să o amâne, să o amâne. Dar mă îndoiesc că e vorba de populația activă aici. Cred că sfăturile asta le-ați luate de pe la băbuțe neștiutoare, pe acolo, popa pe la Tomitanul ăsta și pe nu ce a făcut el. Au falsificat. Știi cum este? Dacă am o listă cu buletine, pentru, știu, pentru ajutare sociale. Mă duc la primar și zic, bă, dă și Știi pe cine au luat la, la, la Max? Au completat în fals. Nu tinerii i-au luat uh, pentru marș. Care n-au știu ce cu ei? s-au dus, că, deci, părintele de la noi din biserică, hai, care din tineri pot să vină sâmbătă la marșul respectiv, că trebuie să avem și noi reprezentare acolo, că ni se cere de la nu știu ce, nu știu ce. Nu s-au dus bătrânii, că Apoi... nu putea țața -ța la 87 de ani să mășeluiască. Da, mărșeluiască da nu la marș, nu, vorbesc pe semnături, pe aia, pe listă. Da. Dar atenție! Îți se pare că a fost o mare acțiune, mari marșuri, a fost, pe noi a fost 3, -3 mai în București uh, pentru justiție. Aici au fost cât? 4, 5, 6 mini, cât au fost? Au fost 4.000 în București. 4 în București. Păi uh -huh. da, unde sunt 3, milioane semnatari? Unde sunt 3 milioane semnatari? Dar să știi, Grigore, n-au fost, 40.000 40 de mii, uh, nu pentru că și-au dat seama de, de minciuna că asta este o operațiune anti-europeană Și pentru da. că ele era lene, sâmbătă a fost destul de urât nu, afară N-au simțit uh, subiectul răzvan da. deci Asta se vede că au semnat că i-a pus cineva Ei n-au da. avut o, o convingere Bă, trebuie să ies neapărat că e pentru viață Da, da, ăștia schimbă uh, Constituția, că pot să o schimbe N-au să schimbe, că e nicovala ciocanul poporului acestuia Dar e și nicovala Bruselului, cum ai zis Hai dar... să vorbim un pic despre Elena, Elena Udrea a intrat, a, atât, scurt Scurt, da Să A, după a telefon la telefon și a spus că e mult Și a spus trec, da. Dane Grecu Vai de mine, chemat mă invitați Și vin cu mare drag la Antena 3 Pentru că, uh, și a zis Da, da, zice, Băsescu când l-a arestat pe Voiculescu Nu trăia în Băsescu A dat ordini, nu știu ce cutare, Dar s-a dat ordini ceva uh, ce a spus dumneavoastră până acum este perfect adevărat ultimii doi ani. Eu acum spun în memorie de-a lungul lor. Așa. Perfect adevărat. Ați avut dreptate. Vă admir pentru ce faceți de doi ani încoace. De când nu mai băsesc cu președinte. Vă admir. Zice uh, într-adevăr și ce? păi cum? Și completul de judecată, dacă nu l-a decis, dacă nu a decis sentința, băsesc cu cine a decis? Deci uh, completul a fost stabilit de altcineva. De cine? De Colda, zice. Aveți informații? Băi, bă, nu ia la mea, cu tare, cu tare. Și după aia zice cu Coana, Udrea, acum e cu un prag în Are, zvan, are 5-6 ani cu executare pe contopire, pe pedepse pe, pe codul vechi, că pe codul nou avea 11 ani și pe codul american avea 21 de ani de pușcărie de făcut. Așa. Deci are 4 pedepse, 6 ani, 6 ani, 5 ani și 4 ani are trei, de, trei fapte de luare de mită și una de abuz de serviciu. De-aia că... nu i s-a luat o treime din... Că nu înțelegeam că e pe de codul ce vechi. Nu luat, că e pe codul acolo, vechi. Se, atenție, acolo se dă cea mai mare Da. și dacă mai decide instanța, un la spor. La contopire, un spor. Un spor. Da. Aici m-a surprins că n-a decis niciun spor. La Năstase, la alții... Și că de... ieri m-am întâlnit cu un bun amic de-al meu, nu-ți Popescu. Și ne-am da. întâlnit în mall, am stat de vorbă câteva minute... Și eu nu-ți îmi spunea, uh, răzvane, mie nu mi se pare că au avut... Uh, Dovezi solide. Te întreb, Grigore Cartianu, au avut dovezi solide oamenii ăștia când S au dat. Uh... Să, să dai patru. Uh, mai patru... ales alea de luare de mită. Patru... A, a luat ea pentru ea bani? Eu te întreb că eu nu, nu știu în detaliu. Procurorii au documentat Așa. și judecătorii au spus, da, convingător, că a luat, a trei de luare de mită. Mm -hmm. Nu trebuie să faci plângerea okay. neapărat să cu banii mână. Să spun ce. ce Attenție, circuitul banilor, martorii. Acum, știi, martorii Separat, cu tare. Doi, dacă toate. Îl convinc pe un judecător că ai luat mită, să că așa este, sigur că în definitivă mai este. Mai, mai ales că e vorba de 3-4 pedepse. Hai să spun ce mi se pare mie grav în povestea asta. Amința? Nu că Elena Udrea a luat în primă instanță șase ani de pușcărie, pentru că uh, justiția română e suficient de imatură ca de la șase ani de pușcărie în primă instanță să-i dea ne uh, nup sau uh, achitare în a doua. Sau să-i dubleze uh, că nu Sau zero, <laughs> cum ne arată colegul nostru aici din Sau să-i da. dubleze? Sau... Da, sau să-i dubleze. Nu-i de dublu. Așa. Nu asta mă. Ce mă intrigă pe mine sunt două-trei chestii. Una la mână, atitudinea lui Traian Băsescu și în fiecare săptămână îmi scot uh, tot felul de printuri uh, din, și, și, și mă gândesc, măi, când, când discut cu Grigore acolo, o să uh, uh, pun în preambul că e vorba de, de o secvență a emisiunii din ciclu misilă de Traian Băsescu. Deci cu cât vorbește mai mult, cu atât misilă mai tare de el. Să precizăm l-ai votat vreodată? de multe ori. E, da, bun. De deci, multe ori, și I a și ținut fel. partea de multe ori. Da, bun. Deci de... atenție, este... ca... nu suntem în categoria Antibăsiștilor este... este ceva cumplit ce face Traian Băsescu, ce face acum? Da. Ce... ce face acum Traian Băsescu? Da, este da. este noaptea minții, parcă i-a luat Dumnezeu mințile, când când i au băgat, băgat fratele în pușcărie, n-a avut nici 10% din reacția asta. Ce mai au udrat atât de mult pentru el de se comportă, deci aruncă totul și -a, la gunoi. Și au făcut praf partidul Tot. pentru ea, partidul, da. că au plecat oameni din partid ți minte că era candidat la președinție Cristian Deaconescu, care acum e admirabil. Adică el acum este total de partea justiției și Băsescu e pe dos, în aceeași partid. Băsescu, PMP, Chioveși și Augustin Lazar să plece din funcții după decizia CCR. Dom'le, e... Deci, să vină treaba asta de la Băsescu, care ne, ne păcălea, apropo de păcălit și de indus în eroare, Domne. ne păcălea că el este un pro-justiție, uh, pro-statul de drept, pro-european. Ca pro... președinte poate că a da. fost, că -a, a, 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 are un mei. Păi la de -a vremea zi. respectivă a fost, dar -a. El, el spunea da. că așa sunt eu. Nu te poți schimba, Grigore. Ca om, ca om nu poți, da. Fost, da. Ca, poate uh, ca președinte în, mai ești obligat. Că în mai ești momentul e... în care prietena aia, uh, iubita sau mai știu ce a fost uh, colaboratoarea, Elena Udrea, -a, a luat coleg -a. o... Colega. Colega, așa. A luat o uh, opțiune serioasă să ajungă în... Uh, în uh, pușcărie, omul, uh, cum să spun eu, parcă a nebunit. Nu, dar de, vol... deci, de, ideea, de, de când Sescu... a început să fie, să fie cercetată el la Udrea, încet, încet... Eu, eu, eu nu mai pot să-l mai văd. Aștept cu nerăbdare, da, da. stimați spectatori care credeți că uh, noi suntem îndrăgostiți, dar nu suntem îndrăgostiți de nimeni. De niciun Suntem îndrăgostiți de, de nevestele de... noastre și de copiii noștri. Și de niște, și atât, și de niște da. idei pe lumea asta da. și, Avem de, de anumite noastre. valori, da. da. Uh, eu, eu, Răzvan nu aștept cu nerăbdare ca tovarășul Traian Băsescu să părăsească scena politică, pentru că nu numai că nu-și găsește locul, dar spune niște lucruri a, a atât oricid. de diferite a, de ce spunea înainte, încât da. credibilitate zero, este dezgustător în modul în care le, le, le explică o travă lui pentru anumite personaje nu interesează poporul român și nu are niciun interes cu nu are nicio legătură cu interesul poporului român și așa mai departe. Asta era una vis-a-vis de atitudinea lui Traian Băsescu. Eu sunt personal Grigore dezgustat. E atunci lui e acum. Am văzut că mare niște taliban care îl urmează, puțin. Acum că l-a luat 2% la alegerea care... Și glumițele, ai văzut ultima glumiță de, cu ferma de porci în Parlament? Și spune, nu știu, Tăricianu, Dragnea, domnul Băsescu vă pricepe și la porcii acum și el zice, păi, nu v-am crescut? Măi, Grigore! Bun, amândoi erau... Grigore, te rog frumos, Grigore te explică și mie dacă asta este glumă de fost președinte al României. Nu, e o mizerie. E o mizerie, nu? Nu ne place Dragnea... Dragnea e mizerie. Dragnea e o mizerie, e o mizerie. Dar o asemenea discuție în Parlamentul României... Da, e o mizerie. Deci, Dumnezeu. păi nu v-am crescut? Adică el a fost porcar și ăștia au fost porcii lui. Da. Băi, okay. de jos. cât, de jos mai poți, Traian Băsescu? că ei sunt niște spus, lichele, noi suntem lămuriți. Eu am spus că... Nu ne-am vrea... lămurit cât de jos te poți duce. A spus că aș vrea să intre în Parlament cu partidul său și pentru că are niște oameni buni acolo și oameni de calitate. Din păcate, Cristian de Curescu n a prins mandat. Uh, dar mai sunt oameni de calitate acolo, însă sunt și multe lichele. Când vezi pe Gelu Vișan, când îl vezi pe tot felul de ăștia așa, uh, care, domnule, ne înjurau pe noi cei din piață, cei cu rezist, ce cu asta, pe mm. ne, 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 cum zic, ne, bajocoreau în stilul psd știi? Adică acum mesajul Traian Băsescu, mesajul public al lui și față de Chiuve și, și uh, Augustin Lazar și față de uh, proteste și față de urloaza 13, mesajul lui de vreo luni este perfect pliat pe PSD și pe Tăricianu. Dacă banii tărici sunt alegeri, ei nu mai intră în Parlament. Nu, nici 2% nu mai au. Nu mai au pentru că nu, nu și-a pierdut, și pierdut publicul, și -a pierdut. publicul nu. da. iar cel aici? alt care e pro-PSD votează PSD. Nu, SD. nu, nu, ar fi nu, 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 că dacă Turcescu și oamenii care mai fac treaba acolo în jurul lui în partidul respectiv nu scapă de treaba în Băsescu, partidul ăsta se termină cu el. Bă, 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 și partidul ăsta a fost Băsescu mare măsură. Fără el nu intrau în Parlament. Dar tot el o moare. Adică păi, e... Fără el nu intrau în Parlament, dar fără vechiul Băsescu nu intrau da, în Parlament. Cu o, cu o nu, Băsescu, e, e Băsescu nu avea nicio nu mai, tre nu mai. treabă. La el, nu, el nu are nicio legătură. El, să facă el se sinucide politic acum, aruncând la gunoi interesul poporului român și interesul partidului și al oamenilor din jurul lui, cui? de dragul lui Elena Udrea. Nu știu, ce, ce e ceva Doamne. de... de la l-a distrus pur și simplu. A doua a chestie, ca să nu-mi nu uite ideea, deci una e atentat <coughs> al a doua sau... la mână șantajul este albustor. șantajul scârbos pe față pe care îl face Elena Udrea. Adresa? Am auzit-o pe Elena Udrea spunând că va veni cu dovezi despre judecătorii de caz. Nu, nu că va face ea dezvăluiri despre, va face despre, el, el, judecătoare, judecătoare. acolo. Nu, judecătorii de caz. Făcând, așa și spus despre judecătorii de caz, făcând trimitere și la următorii judecători, următorul complet de 5 de la recurs, dă un șah, ce -șa. șantaj? Șantaj pe față. Atenție ce decideți vis-a-vis de mine, că, că am informații despre voi. și uh, voi da informații despre voi. Grigore, în ce țară să noi? a fost la noi? complet a fost la de trei, de deci de trei, trei da. jucătoare și acum a merge la cinci jucătoare. Da. Da. Deci, în ce țară suntem noi, ca un inculpat de calibru Elenei Udrea, care avea o influență incredibilă, a fost împărăteasa României? A că fost ceva facea Spunea, a cea a, 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 spunea fac cineva, bețel așa, în ghilimele, bineînțeles, a fost împărăteasa României, da, dar prin da. influența pe care o avea asupra lui Traian Băsescu. S-a ajuns într-o asemenea situație ca o asemenea persoană să facă șantaj pe față la judecători. Pe față la judecători. Da. Dar spune ceva exact modelul Voiculescu. Nu se poate. Exact. modelul Voiculescu. Doar. Ai doar. văzut că Voiculescu i-a tocat eu, eu... la 3 pe jucători și pe și pe nu, nu mi nu dorit uh, niciodată, am mi Am uh, Uh, un interviu cu Elena Udrea înainte de alegeri, când a participat ea atunci, și am fost singurul care a întrebat-o dacă Cocoș de-abia fusese luat, da? Și, uh, dacă știa de, de banii murdari pentru care a fost agățat Cocoș, mă rog, a dat niște răspunsuri atunci, că n-a fost, dar era incomodată. Nu, 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 nu i-am dorit niciodată, uh, cum să spun, și nici acum nu-i doresc rău. Dar aștept cu nerăbdare să termine povestea asta cu Elena Udrea și uh, lucrurile să intre în normalitate, pentru că face foarte mult rău în momentul ăsta în jur. Dă un, dă un exemplu, Grigore, că se poate, ca orice grangure de ăsta care are acces la informații, să șantajeze justiția. Așa da? Da. Asta mi se pare... Și I-a uh... s-a dus acum, s-a oferit, că vine la antrena 3 cu tare, sigur că gâdea vei după aia și a zis N-ai ce căuta la 3... Ne-a rocit cu tare și Da. Și ce-au cu drag vin între a 3 și spun și dau totul un vilea cu tare, cu tare. Deci, da. acum ea este. Ea... Și aia că să dea totul pe Coldea și pe nu știu ce. Domne, să ne fie foarte clar. Coldea a făcut prostii și s-a. Da, a, 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 a făcut multe lucruri bune, ca să începem cu asta. A făcut multe lucruri bune de care oamenii nu știu. De ce? Că avea o funcție în care lucrurile bune nu sunt făcute public. A făcut câteva prostii. Pentru care e foarte corect să plătească. Adică, și asta țin de micismul militarilor și angajaților la stat. Tu, om, care te duci cu Nevasta, Nevasta lucrează tot acolo, aduceau acasă 5.000 de euro pe lună, să-l lași pe Sebastian Ghiță să-ți plătească drumul din Seychelles și cazarea în Seychelles, așa, adică salariul tău pe o lună sau două și să te compromiți în felul ăsta. Păi, tati, tu vrei să te bați cu rușii? Tu vrei da. să, o, să, să, Dacă te-a corupt ghiță... Dacă te-a vacanțe, rușii sau îți dă, alții... Îți dau un kilometru te... de gazoduc A, așa. <laughs> da. Deci înseamnă că ești foarte ieftin. Și ieftir, faptul că l-a crescut, da? crescut, pe ghiță sub da, atenție, eu nu uit că cel care trebuia să plătească și n-a plătit încă este George Maior. Da. George Maior știa de toate plimbările astea el. A fost Și au și el. fost împreună în Italia În Toscana, în în Toscana și nu știu ce George Maior e ca apa sfințită E no, Mie îmi pare de rău că Zice, declara el Mie îmi pare rău că Florian Coldea A decis să plece Nu, n-a decis să plece A fost dat afară A fost obligat să plece Da, da. da. A, da. a fost dat afară Răzvan. Deci astea cele două chestii despre Ceva de afară a... că nu avem timp da, De afară vin <coughs> uh, câteva lucruri din America În, în care. Am ieșit. În care uh, Trump și-a luat primul mare Bobărnac. Primul mare Bobărnac i-a venit exact de la republicanii lui și exact pe cea mai populistă și importantă promisiune a lui, și anume cu Obama chiar. Ne aducem cu toții aminte că primul lucru pe care l-a făcut în ianuarie, uh, în prima zi, primul document, a fost să strângă oamenii în jurul lui și să zică, uitați-vă la mine cum semnez. Eu acum semnez un ordin care să Starteze o? procesul de înlocuire al lui Obama chiar. Adică care omoară. Nu! Tocmai. Ca asta spun că era un populism la. Documentul la avea valoare zero. Starteze o intenție. Da? Asta era. Deci era. era e un ca document, cu un știți, document pentru. Acum... Și, și zeci de jurnaliști În birou oval <coughs> Flash-uri, uh, filmulețe uh, Sute de poze trimise pe agenții Mamă, uite a început-a Primul ori din prezidențial Căutați pe internet, stimați de spectatori După După câteva luni de zile Se dovedește că Obama Chiar ăsta a fost Chiar o lege uh, Mult mai bine pregătită Decât E în stare Trump orice lege poate fi întoarsă cu una mai bine făcută. Ei, Trump nu în stare să facă, sau în niciun caz, într-un timp atât de scurt, o lege mai bună. Atât de prost este răspunsul, deci, varianta, încât nici măcar republicanii, deci cel din partidul, cei din Partidul Republican, care teoretic îl susțin pe Trump, nu au fost de acord să anuleze o lege care, Bine, prost, funcționează Cu una care sigur nu va funcționa Nu, nu poți da societatea peste cap așa, Știi că ei ar intra și în boala în care intermei românii După patru ani schimbăm de totul peste, peste de cap Pe mine, eu, eu vreau să zic <coughs> la filă Următoarele două chestii Una la mână, că Trump ar fi făcut acest gest deci Trump este zero, zero barat. N-are nicio treabă cu interesul poporului, cu ele pe chestii de genul ăsta tehnice, pe politică externă, pe chestiuni de astea tehnice, de, de mecanisme, nu-l interesează decât propriul ego. O, propriul lui ego uh, îl am, am aici undeva. Și le-a ne spus uh, nemților că au să-i dea, nu știu, 4.000 da. de miliarde de dolari și cu Donald Trump despre multitudinea de afirmații controversate pe care le face. Două puncte. Am tendința să am dreptate. Păi, Grigor. Nu am dreptate, deci, dar am o tendință. Deci omul ăsta este de un amatorism și de o, de o superficialitate Dumne, eu nu sunt și de. Nici o, pro -Trump, nici uh, eu, deci nu e vorba de pro-Trump. Faptul că proprii lui republicani. Da, asta spune multe. Spune multe, de da. I-au refuzat da. să schimbe principala promisiune. I-au o... am văzut parcă, da? un judecător, i-a blocat iar unul din Hawaii. I-a blocat, i -a blocat, doua. Alt, alt, lucru care vine din America. Deci, îngrozitor. mi se pare pe Obama el, Care nu recunosc pe, pe judecătorul ăla. Pe, pe, Obama Care, Trump s-a făcut de rușine și națiunea americană odată cu el. Deci, cum ați fost în stare americanilor să alegeți un mai Ăsta Asta, este un mai, nu e un președinte. Eu mai, vă spun de aici, din București. Aici nu e nevoie să votez sau să nu votez, să-mi placă sau să nu-mi placă. Da? Altă, alt exemplu. Wall Street. Mamă, ce cresc bursele pe, pe uh, uh, gargarele lui lui Donald Trump și nu știu ce. E, au început să scadă și au scăzut. Și au scăzut. Și au scăzut. Au pierdut Grigore 200 și ceva de puncte pe Dow Jones într o singură zi săptămâna trecută. Bine, dar? au crescut. Nu. Au, deci, adică față de a de la, Față de când a luat el prezenția și plata acolo. acolo e. Tot acolo da. e. Da, bun. Deci suntem uh, liniari. Păi nu, nu suntem cu... liniari. Că venea și spunea la televizor, uite, s-au atins noi, știți, atingea 11.000 sau cât, cât, Dumnezeu era recordul ăla pe Dow Jones, uite, a atins noi maxime. Ei, s a dus înapoi. Uh, uh, s, -a, s a dus înapoi. După care a venit cu o nouă bazaconie, laptop, deci banarea, uh, interzicerea laptopurilor. Pe anumite curse din Orientul Mijlociu. Grigore, fii atent aici. Deci, dacă vă urcați în avion un cu. sau vreți să vă urcați cu laptop din Orientul Mijlociu spre America, lucrul ăsta vă este interzis. O nu, 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 și poți să fii și. o român, român sau german. o țăcăneală, pentru că, în primul rând, dacă cineva vrea să facă treaba asta, vine. se referă la un incident care a avut loc între Yemen și Arabia Saudită, un cetățean iemenit, care nu, a pleca din Arabia Saudită, se ducea în Yemen, s-a urcat la bord cu un laptop în care avea, în loc de baterie, și pusese o bombă. Și pe decolare a explodat, singura victimă a fost chiar el, că la sub afară. Da? Ăștia au zis, domnule, uite, era se poate... Aer, dacă era în aer, era Dacă era în aer, se distrugea avionul. Era catastrofă total. Ăștia au zis, domnule, e o mare problemă, banăm laptopurile, nu suntem în stare să descoperim explozibil un laptop, foarte grav mesajul ăsta, foarte grav, Grigore. Toată lumea se duce cu laptopuri păi la bord. Sistemă, să să vezi. Zice, dar nu banăm decât <coughs> din Orientul Mijlociu, spre America. Păi, poți păi În Germania, ce? Un terorist care nu are că decât țăcanelile astea în cap. Da. Se duce, ia o rută am... O ocolitoare și face pleacă exact același lucru. Pleacă din Africa, pleacă din Europa, pleacă de unde vrea el, da. Deci da. o lege... prostie, nu a -o, o lege Nu la nimic asta. Cretină, bă, da. cretină, 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 cretină da. total. Și atunci, da. asta spui că nu ești capabil să depistezi un, la control acolo un laptop care e bombă în el. Đana, deci... Faci mai Ei trebuiau să găsească soluții uh, tehnice, tehnice să pol, verifice laptopurile care ar avea în loc de așa baterie așa, ar avea exploziție. Așa poți să ai și în pantofi, să ai și în păpușe. Și -ai ultima chestie pe care vreau să o aduc în discuție despre America și cu asta-vasta. Beat... Modul în care Donald Trump s-a înconjurat de trădători de țară. Da, am, am tot discutat aici despre vestitul Michael Flynn uh, Consilierul șef pe probleme de securitate Ca Așa Și-a de da? și dat demisia între timp după Între ce timp mai după, vin informații După ce s-a văzut uh, cu Dragnea la, A făcut poză S-a văzut cu Dragnea Nu știu ce S-a văzut și cu uh, ambasadorul rus uh, de, de multe ori N-a spus uh, lucrul ăsta Dovadă că era sincronizare cu rușii. Nu știu ce După care vin informații Și aici... Iarăși, aș vrea să-i privesc în noi pe românii, că de americani nu mă interesează. Pe românii care au putut să voteze un asemenea mai maimuțoi ca Donald Trump. Dom'le, eu în culo, am prieteni români de mare calitate deci, care l-au votat și au argumente de lor. ei vreau să-i privesc în noi și să-i Cum ce e în sufletul vostru când aflați că șeful, consilierul șef pe teme de securitate a primit mită de la turci 500.000 de dolari pentru al Uh, compromite pe, pe Gülen și pentru a, le fără pentru a le expulza fără pentru a le fără, să uh, urmeze procedurile, așa, mită la nivelul șefului, consi consilierul șef pe probleme de securitate. Hei, America! Ce să-i mai cere lui Dragne Grigore? Dacă, și, da, dar unul ca Michael Flynn -a, ia a așa, aflat, Trump l -a dat afară. Nu l-a dat Trump afară. L-a obligat să demisioneze. L-a obligat lumea să demisioneze. Trump i-a ținut partea până în ultima clipă. De asemenea, a primit, am aflat, am pus noi poza aici cu Michael Flynn uh, uh, la masă cu Vladimir Putin. A treia săptămână am aflat că a primit 33.000 de dolari ca să stea la masă. 33.000 de dolari! De la Putin. Plus alte Deși, deși așa doveri, că stai cu Putin la masă, dai bani, că... Deci a primit minte de la ei. După care am aflat că a mai <coughs> primit încă două contracte de vreo 10-11.000, deci are vreo 50.000 de, de dolari. După care am aflat că Paul Manafort, șeful campaniei prezidențiale a lui Donald Trump a primit 50.000 de de do de, 50 de, de dolari de la ruși. Avea contract de câte tranșe de câte 10 milioane. După care am 10 aflat. Milioane. 10 milioane de dolari, 50 de milioane de dolari. A, a 50, pare că de mii. Scuze, 50 de milioane. 50 de milioane de dolari, o. contract de la ruși, da? Dar dovedit? De, nu. Bani, 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 bani frumoși. Bani frumoși. Grigorie era șeful campaniei prezidențiale. După care am aflat că procurorul șef da, a mințit uh, uh, Senatul că nu, că nu s-a întâlnit cu ruși. Da. După care am aflat că uh, uh, ginerele și... lui, și termin imediat, uh, s-a uh, întâlnit cu banchieri ruși și cu uh, ambasadorul rus în perioada campaniei. El și spune m-am dus să deschid un canal, un back channel uh, pe, cu Putin. Domnule, da? poate că -avea voie. Și cu nu, Lucru, și a, nu se mai alții Nu mai spune, nu spune asta, că nu avea voie, conform legii americane, există Logan, mi se pare că se numește, nu avea voie să facă treaba asta. Am înțeles. Și mai ultima <coughs> lovitură este că uh, tovarășul uh, Trump își angajează propria fică. Noi vorbim aici Dar de nepotism că fără salariu, în România. Fără nu contează, Grigore! Fără salariu, de, beneficiile nu sunt numai în bani. Da, beneficiile imagine, sunt în imagine, albă, în aia. Carieră, ea, ea e om civil, care, civil. e om care avea brand da? Da, 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 da. în, uh, în asta. Lasă că deci, și Franța, dacă, și angajează toate în ne, dacă, dacă America se umple de nepotism, cum să-ți faci, mă, uh, uh, fica uh, angajată acolo? Ce ne mai mirăm că Dragnea îl face porcar pe fisul. Îi da. -și lui o fermă de porci. Deci, o foarte da. proastă, da. un foarte prost exemplu pentru Dragi prieteni, am rămas datori la dumneavoastră cu Putin și cu Erdogan. Erdogan Dar da că data viitoare cu Răzvan începem cu Putin și cu Erdogan pentru că... Uh, pentru că, uh, pentru că uh, se apropie referendumul din 16 aprilie. 16 aprilie. Erdogan apropie. a pus referendum de, pe, de, de, ca de, să devină dictator de, de, Paștele, de, Paștele, de Paștele creștinilor. creștinilor. Și ortodoxi da. și catolici. Da. Mulțumesc, Răzvan, mulțumesc, mulțumesc dragi eu. prieteni. E târziu, noapte bună, weekend plăcut și ne revedem luni, lunea viitoare de la 22.30 aici la Nașu TV.